Liderul socialdemocraților suceveni Cătălin Echifor a criticat declarațiile primarului Sucevei cu privire la problema exproprierilor în vederea realizării rutei ocolitoare. L-am văzut cum cerea cetățenilor din Șchia să-și lase pământul pe degeaba și să se bucure de centura Sucevei, ca și cum acel pământ nu e dreptul lor moștenit și legal obținut. Și văd mai mult decât atât că domnul Lungu bagă pumnul în gură opoziției de la Suceava și ne cere imperativ să fim toleranți, să acceptăm ca cetățenii din Șcheia să fie jecmăniți de PDL. Și vreau să-i spun domnului Lungu să-și vadă de treaba lui și să respecte în primul rând legislația, să respecte un preț corect pentru exproprieri. Nechifor a mai precizat că trebuie respectat dreptul cetățenilor de a fi despăgubiți. Pe de altă parte, liderul PSD Suceava îi face o propunere edilului șef al Sucevei să schimbe denumirea străzii Alexandru cel Bun în Ion Lungu, pentru a arăta că a făcut și el ceva pentru suceveni.